a trecut un an, foarte mulți au reușit să vadă Uniunea Europeană, au reușit să-și viziteze rudele care muncesc, psihotarii, copiii care sunt plecați acolo. Unii cimișlieni chiar știu că au plecat la tratament pe lângă copiilor în Italia sau în alte țări. Au beneficiat cu adevărat de această oportunitate, de această decizie a Uniunii Europene. Și eu cred că trebuie să exprimăm recunoștința celor care au stat la temelia acestei decizii, în primul rând Parlamentului și Guvernului care a fost în vigoare sau în funcție la momentul dat, care a depus eforturi.